Luna martie în 10 zile. Sfântul mucenic Codrat, cel din Corint și cei împreună cu dânsul, Ciprian, Dionisie, Pavel, Anecton și Crescent. Aceștia erau din Corint și au trăit în zilele împăraților Decius și Valerian și ale lui Iason, stăpânitorul Greciei. În zilele acelea, fiind prigonirea asupra creștinilor, mulți dintre cei credincioși, temându-se de chinurile cele cumplite, părăseau cetățile și averile lor și se ascundeau prin pustietăți și prin munți ca să-și păzească fără prihană sfânta lor credință a iubirii, a dreptății și a libertății dată nouă de Dumnezeu prin trimisul său, Domnul Iisus Hristos. Deci Sfântul Codrat, rămânând foarte mic la moartea maicii sale, care umbla prin munți, a fost crescut de rudele sale și venind la vârsta tinereții, s-a împrietenit cu alți tineri care ardeau de aceeași dragoste pentru credință ca și el. Dar Codrat și cei cinci prieteni ai săi au fost prinși și în temniță fiind, toți șase povățuiau cu multă râvnă pe creștinii închiși să nu se lepide de Hristos. Deci, după câteva zile, au fost scoși la păgânească judecată a stăpânitorului Iason și mărturisind ei toți cu tinerească putere aceeași credință în Hristos și fiind bătuți, strujiți, arși cu foc și târâți prin cetate, în cele din urmă au fost dați spre tăierea capului lor cu sabia și așa au luat cununa biruinței din dreapta lui Hristos Dumnezeu. Într-o această zi, precuvioasa Maica noastră Anastasia Patriciană, care luând chip bărbătesc, s-a făcut Anastasie Famenul. În zilele împăratului Justinian a fost o văduvă oarecare în Constantinopol, Anastasia cu numele, binecredincioasă și temătoare de Dumnezeu, din părinți de bun neam și bogați, cu dregătorii înalte în palatele împărătești. Aceasta, având în inima sa frica de Dumnezeu, cu râvnă păzea dumnezeieștele porunci, umblând întru ele și fără de prihană. Și a fost dăruită și cu frumusețe trupească la vedere și încă și mai frumoasă era cu faptele bune cele sufletești. Cu atât de bună era la obiceiuri, cât toți se foloseau văzându-i viața ei și mulți se sârguiau să urmeze faptelor ei bune și împăratul însuși o cinstea pe ea mult. Iar semănătorul de neghine, diavolul, cel ce zavistuiește pe cei buni și nu încetează a se lupta cu neamul omenesc și în vrăjbiri a face între oameni, a adus și asupra acestei fericite Anastasia război de vrajbă, că a pus în inima împărăteisei Teodora ură asupra ei și vrăjmășie împotriva roabei lui Dumnezeu cea nevinovată. De care lucru Anastasia, înștiințindu-se de la un oarecare cunoscut al ei și plină fiind de dumnezească cunoștință, și-a adunat gândurile sale zicând: O Anastasia, pricina aceasta venind la vreme, ostenește-te mântuind sufletul tău, iar pe împărăteasa slobozește-o de păcatul urii, cel pe nedrept și mijlocește-ți ție cerească împărăție. Niște gânduri ca acestea, cugetând și-a tocmit în taină o corabie și luând din aurul său o oarecare parte, iar pe celelalte toate lăsându-le, a plecat la Alexandria, neștiind nimeni. Și la un oarecare loc, ca la 5 stadii departe de cetate, zidindu-și o mică mănăstire, viețuia acolo, slujind lui Dumnezeu
și sârguindu-se numai lui, ai plăcea, și avea totdeauna cu sine lucrul de mână potrivit îndemânării femeiești, iar pe buzile ei cântare neîncetată de psalmi și lauda lui Dumnezeu. Și s-a întâmplat mai pe urmă că acea mănăstire a ei, mare și slăvită, a ajuns a fi îmbelșugată cu toată îndestularea până la venirea turcilor, având numire patriciană, după fericita Anastasia Patriciana. Trecând câțiva ani, după ieșirea Sfintei Anastasia din Constantinopol, împărăteasa Teodora, cea care a fost învrăjbită asupra ei, s-a sfârșit. Și împăratul, aducându-și aminte de Anastasia Patriciana, a trimis în toate părțile, căutând-o cu multă stăruință. De aceasta, Meloșeaua lui Dumnezeu, înștiințându-se iarăși, a lăsat noaptea mănăstirea sa și s-a dus în schit, la Ava Daniel, și toate cele despre dânsa le-a spus acelui fericit stareț, iar el, îmbrăcând-o pe ea în haine bărbătești în loc de Anastasia, a numit-o Anastasie Famenul și a adus-o într-o peșteră ce era departe de lavră și a închis-o acolo, dându-i ei pravilă și rânduială de viață. Și i-a poruncit ei să nu iasă nicăieri din peșteră, nici să lase pe cineva să intre la dânsa. Și a însemnat unuia dintre frații ce slujeau lui un loc în fața peșterii și a poruncit ca să aducă sihastrului o dată pe săptămână puțină pâine și un vas cu apă și să le pună înaintea peșterii la locul acela. Apoi, luând de la sihastru blagoslovenia cea de rugăciune, îndată să plece. Deci, acolo, acel suflet ca de diamant a petrecut, fără să iasă 28 de ani, rânduiala cea dată păzind-o neschimbată. Și n-a fost văzută de nimeni, că nimeni nu mergea la dânsa, nici altcineva nu știa de dânsa, numai fratele care îi aducea pâine și apă. Încă și acela nu știa că era femeie cu firea, ci socotea că este bărbat famen. Dar cine va putea ajunge cu mintea sa ostenelile și nevoințele făcute de dânsa într-o acei 28 de ani în peștera aceea, sau cu limba să povestească, sau va putea să dea în scris felul vețuirii sale pentru Dumnezeu, lacrimile, suspinile, tânguirile, privegherile, cântările, rugăciunile, citirea, starea în picioare, plecarea genunchilor, postul, lipsirea celor de trebuință, iar mai mult decât toate, năpădirile cele drăcești și luptele cu diavolii, care îi aduceau mereu aminte de dulcețele de mai înainte, din lume, și de desfătările trupești și de toate celelalte pofte lumești, și cum pe acela toate sfânta le gonea și biruia pe vrăjmaș. Pe lângă acestea, n-a ieșit din peșteră în toate zilele anilor acestora, ea care mai înainte, ani de-a rândul, petrecea în împărăteștele palate, ca o doamnă ce era, fiind și cea dintâi dintre patriciene și cu mulțime de bărbați și de femei la mese, și la veselii lumești se adunau. Toată mintea și gândul se înspăimântă de lucrul acesta, cum adică toate acelea le-a trecut cu vederea și pomenirea lor din mintea ei a șters-o, cum a ajuns la o atât de mare smerenie, la post, la înfrânare și la toată strâmtorarea căii cele înguste și necazuri. Așa sfânta, nevoindu-se bine, s-a făcut vas al Sfântului Duh și plăcând lui Dumnezeu până la fericitul sfârșit al ei. Deci mai înainte, văzând mutarea ei către Domnul, a scris pe o scândură către starețul așa: cinstite părinte, să iei împreună cu tine, cu sârguință, pe ucenicul, cel ce-mi aduce mie pâine și apă,
încă să iei și uneltele cele tribuitoare de îngropare și să vii ca să îngropi pe fiul tău, Anastasie, faminul. Aceasta, scriind, a pus-o în afara peșterii, înaintea ușii, iar starețul, noaptea înștiințându-se de aceasta, prin descoperire de la Dumnezeu, a zis către ucenic: aleargă, fiule, de grabă la peșteră, ună petrece fratele nostru Anastasie faminul și caută dinaintea ușii peșterii și vei afla acolo o scândură scrisă. Pe aceea, luând-o cu multă sârguință, să te întorci la noi. Iar fratele, ducându-se și după cuvântul starețului, aflând scândura aceea scrisă, a adus-o pe ea la bătrânul și, citind-o, starețul a lăcrămat și, luând cele trebuincioase de îngropare, s-a dus cu fratele acela. Și, deschizând peștera, au aflat pe faminul cuprins de durere, înfocată și căzând pe pieptul lui, Ava Daniel plângea zicând: fericit ești, frate Anastasie, că de această zi și ceas al morții, totdeauna îngrijindu-te, n-ai luat seama la împărăția cea pământească. Iar ea a zis: fericit ești tu, noule Avraam, și a zis iarăși starețul: roagă-te dar pentru noi către Domnul. Iar ea a grăit: cinstite bătrâne, eu mai multă trebuință am de ale voastre rugăciuni în ceasul acesta. Deci, șezând ea pe rogojină, a sărutat capul starețului și, rugându-se pentru dânsul, grăia cuvinte binecuvântate. Apoi, pe ucenicul său luând, starețul l-a plecat pe el la picioarele ei, zicând: blăgoslovește pe acest ucenic al meu și pe al tău fiu. Iar ea a zis: Dumnezeul părinților mei, cel ce îmi stă mie înainte în ceasul acesta, ca să mă despartă pe mine de trupul acesta, cel ce știe pașii mei în peștera aceasta și strâmtorarea vieții cea pentru numele lui și această durere trupească o vede, acela să odihnească pe duhul părintelui lui peste dânsul, precum s-a odihnit duhul lui Ilie peste Elisei. Și întorcându-se către stareț, a zis: pentru Domnul Părinte, să nu dezbrăcați de pe mine, după moarte, haina cu care sunt îmbrăcat, că nimeni să nu știe cele despre mine. Apoi, împărtășindu-se cu preacuratele lui Hristos taine, a zis: însemnează-mă pe mine, Părinte, cu semnul lui Hristos și vă rugați pentru mine. După aceasta, privea spre răsărit și a strălucit fața ei ca focul. Apoi, însemnându-se cu semnul crucii, a zis: Doamne, în mâinile tale îmi dau duhul meu. Și îndată în acel cuvânt și-a dat sufletul. Iar Ava Daniel și ucenicul au săpat înaintea peșterii o groapă și starețul, dezbrăcând de pe sine rasa pe care o purta, a zis ucenicului: îmbracă pe fratele fiule. Și ucenicul, îmbrăcând pe sfânta din întâmplare, a văzut că este femeie și a tăcut, nespunând starețului. Și au îngropat sfântul trup al Anastasiei cu cântarea cea obișnuită deasupra gropii. Iar după îngropare, ducându-se la locurile lor, a zis ucenicul către stareț: n-ai știut, părinte, că famiul Anastasie a fost femeie? Iar starețul a răspuns: am știut, fiule, și pentru aceasta, în haină bărbătească, am îmbrăcat-o pe ea și am numit-o pe ea Anastasie faminul, ca să nu fie desminteală, nici să știe cineva despre dânsa și să nu străbată vestea în toate părțile, că multă cercetare a fost pentru dânsa de la împăratul prin toate țările, iar mai ales într-o aceste hotare, dar iată, cu darul lui Dumnezeu, la noi s-a păzit. Și atunci a spus starețul ucenicului său toată viața sfintei cu deamănuntul, care lucru după aceea a fost știut și în toată Lavra, și i-au scris viața spre folosul celor ce vor citi
și o vor asculta, și întru slava lui Hristos Dumnezeu, care întru sfinții săi proslăvit este în veci. Amin. Într-o această zi, cuvânt din Pateric despre Marco Monahul. Se spune despre Marco Monahul din Egipt că a petrecut 30 de ani neștiind din chilia sa. Însă avea obicei un preot, devenea la dânsul și, săvârșindu-i Sfânta Liturghie, îl împărtășea pe el cu Sfintele Taine, iar diavolul, pizmuind bunătățile lui și răbdarea, a voit să-l ispitească pe el cu osândirea, că a adus la el un om ce avea un duh viclean cu chip de a primi rugăciune de la el. Deci omul, fiind învățat de diavolul, mai înainte de toate a zis acestea către stareț: preotul tău este plin de toată stricăciunea păcatului și de acum să nu-l mai primești pe el să intre la tine. Însă bărbatul cel de Dumnezeu insuflat, Marcu, a zis către dânsul: fiule, toți oamenii aruncă afară spurcăciunea, iar tu la mine ai adus-o, că scris este: nu judecați ca să nu fiți judecați. Însă chiar de este el păcătos, Dumnezeu îl va mântui pe el, că scris este: rugați-vă unul pentru altul ca să vă vindecați. Și acestea zicând, a făcut rugăciune și a agonit pe dracul din om și l-a slobozit pe el sănătos. Iar după ce a venit preotul, îndată l-a primit pe el starețul cu bucurie. Iar bunul Dumnezeu, văzând lipsa de răutate a starețului, i-a arătat lui un semn, precum însuși ne-a povestit. Când preotul stătea înaintea Sfântului Prestol, am văzut, zicea el, pe Îngerul Domnului din cer pogorându-se și punându-și mâna pe capul preotului, și s-a făcut preotul cu totul ca un stâlp de foc, iar eu, minunându-mă de vederea aceea, îndată am auzit un glas zicându-mi mie: o omule, ce te minunezi de lucrul acesta, că dacă un împărat pământesc nu lasă pe dregătorii săi să stea întinați înaintea sa, e s-ar întâmpla să nu fie ei cândva cu știință curată și cu slavă multă, apoi cu atât mai mult împăratul ceresc nu-și va curăți el oare pe slujitorii Sfintelor Taine, pe ei care stau înaintea scaunului său, și nu-i va lumina cu slavă cerească. Iar viteazul și nevoitorul lui Hristos, Marcu Egipteanul, s-a învrednicit de semnul acesta mare, făcându-se pentru că n-a osândit pe preot și a propovăduit tuturor să nu osândească de niciun păcat pe preoți, de vreme ce înaintea lui Dumnezeu sunt stătători și împreună petrec cu îngerii. Din această povestire învățăm că diavolul este începătorul răutății. Aici subliniez cuvântul lui Marcu Monahul: fiule, toți oamenii aruncă afară spurcăciunea, iar tu la mine ai adus-o. De aici învățăm că să nu primim răutatea diavolului și răutatea oamenilor, ci să o vărsăm afară. Aruncă afară spurcăciunea din tine, spurcăciunea oamenilor, și păzește-ți pacea și liniștea sufletească. Dumnezeului nostru slavă! Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.